De ce credeți că Matei, care nu este atât de apropiat de Domnul, cum este Ioan, care nu e atât de înclinat spre nuanțe și spre lucruri care țin mai degrabă de sentimente, menționează aici. Sunt întotdeauna fascinat de cuvintele prin care scriitorii Bibliei au transpus gândul autorului, adică al lui Dumnezeu. Uneori te uiți și zici, dar cuvintele astea, pentru ce mai sunt puse acolo? Mai ales când ne apucăm să citim Biblia la rând. Noi așa ajungem întotdeauna într-o zonă unde zicem, dar asta la ce le mai citesc? Nu-i așa? Spițe de neam și nume și... La ce ar fi scrise ele în Biblie? E bine, nimic n-a fost scris la voia întâmplării și dacă ne luăm timp suficient, descoperim că sunt lucruri importante în fiecare parte a Bibliei. Uitați ce zice Matei aici. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Când anume simțim nevoia ca cineva să se apropie de noi, să ne vorbească, să ne spună ceva, când ne e bine, când toate lucrurile merg bine, nu prea, atunci e bine. În vremuri de prosperitate, nu, atunci lucrurile par să curgă de la sine. Când însă situația se deteriorează, când apare criză, când apare pericol, când apare suferință, când pericolul plândește la orice pas, atunci simți nevoia să ai pe cineva aproape de tine. Iisus s-a apropiat de ei. Unde anume se petrece scena aceasta? Dacă ne uităm puțin mai sus, vedem că ucenicii s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, când a apărut în mijlocul lor, i s-au închinat, unii s-au îndoit, ca întotdeauna. Și Iisus s-a apropiat de ei. Spuneți-mi, ați trăit vreodată momente în viață când simțeați nevoia să se apropie cineva de dumneavoastră și măcar să vă întrebe cum îți mai merge? Sau ai un necaz? Sau ai nevoie de ceva? Sau măcar să nu vă spună nimic, numai să vă asculte? Ați trăit astfel de momente vreodată? Dacă îmi ziceți că nu, înseamnă că nu sunteți de lumea asta. Cu siguranță. Avem mereu situații când ne trezim așa singuri, deși suntem înconjurați de oameni, și simțim nevoia ca cineva, o persoană măcar, să se apropie de noi. Din ce cauză simțim această nevoie? E aceeași reacție ca și a copiilor când sunt speriați. Ați văzut ce fac în mod instinctiv copiii mici când se sperie de ceva? Ce fac? Fugă la mama și măcar să pună mâna pe fustă sau să o cuprindă și a dispărut pericolul. Bineînțeles că n-a dispărut pericolul. Pericolul e tot acolo. Dar pentru copil, cu asta s-a rezolvat. Sau, mă rog, dacă e ceva și mai grav, în brațe. Și atunci chiar că a dispărut pericolul. Nu suntem decât niște copii mai mari și avem aceeași nevoie că atunci când situația devine periculoasă, cineva să se apropie de noi și noi să ne putem apropia de cineva. Și din fericire, Iisus se apropie întotdeauna de noi. Bine ar fi dacă și noi am învățat lecția asta și ne-am apropiat unii de alții, măcar cu o vorbă bună, măcar cu o privire binevoitoare, măcar cu o ureche atentă care să asculte. Că știți că de cele mai multe ori nici nu avem capacitatea să ascultăm ce ne spun ceilalți. Vrem doar să vorbim și să fim ascultați. Oricum, Mântuitorul este întotdeauna aproape de noi. S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei. Știți ce înseamnă a vorbit cu ei? Nu înseamnă doar că le-a spus ceva.
înseamnă că i-a și ascultat, fiindcă a vorbit cu cineva, înseamnă a conversa, a spune, asculta, asculta, a spune. A vorbit cu ei și tare sunt curios să citesc odată cărțile care n-au fost scrise și care dacă ar fi fost scrise n-ar fi încăput niciunde, despre ce au vorbit ucenicii, despre ce a mai făcut Mântuitorul, despre ce au gândit unii și alții. Să știți că asta este o lectură fascinantă. Ce-or fi vorbit acum? Pentru că unii i s-au închinat, dar alții s-au îndoit. Și vă dați seama că în împrejurarea aceasta multe au avut de spus și multe au avut de auzit. În împrejurarea asta n-a fost așa o întâlnire formală, ca să fie. Trebuie făcută liturghia, așa că hai că mergem și ne întâlnim, nu? Aici erau chestiuni de viață și de moarte, așa că au vorbit. Iisus a vorbit cu ei. Știți că și noi putem astăzi să vorbim cu Mântuitorul? Din fericire, conversația noastră cu El nu este limitată la o anumită zi, la o anumită oră, la o anumită durată. Putem vorbi, știți care este expresia biblică? Pentru durata cât putem vorbi? Neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Asta este vorbirea noastră cu Dumnezeu. Dar atenție! A vorbi doar noi fără a lăsa și pe Dumnezeu să vorbească, nu-i tocmai o rugăciune care să satisfacă nevoile noastre. Ellen White spune adeseori că trebuie să ne luăm timp în rugăciune să ascultăm răspunsul Domnului. Nu doar să întrebăm sau să cerem. Uneori suntem ca la un ghișeu și avem impresia că dacă nu terminăm repede de spus, ne închide ghișeul în masă. Așa că zicem, dăm și aia, fă și aia, rezolvăm și aia, te rog și așa mai departe. Mulțumesc! Da, trebuie să zic și un mulțumesc. Ha! Și parcă nu mai avem suflet să mergem mai departe. Rugăciunea n-ar trebui să fie așa. Și apropierea noastră de Dumnezeu ar trebui să fie tihnită. Folosiți cuvântul ăsta, tihnit? E vechi, dar se păstrează. Trebuie să fie așa natural. Trebuie să ai timp pentru asta. S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Și le-a zis un singur lucru. Pentru că într-o lume periculoasă, într-o lume primejdioasă, ați văzut aici, timp de un sfert de oră, o mulțime de pericole enunțate. Da? Boli cardiovasculare, cancer, nu știu ce, obezitate și încă o mie și una de pericole. Și astea sunt doar un mic capitol de pericole. Dar există pericolul învățăturilor false care să-ți sucească mințile și să stai să te întrebi. Mă întâlnesc câteodată cu cineva și zice, dar cum e asta? Și zic, hai să vedem cum este. Tu cum crezi că este? Ca să nu mai vorbesc de pericolul despre care Scriptura vorbește destul de mult, îngrijorările vieții acesteia, nu? Guvernul face ce trece pe acolo, nu știu ce, și noi ne dăm sufletul încercând să le facem treaba lor. Evident că nu putem, că nu suntem în locul lor. Nu știu dacă am ști, dacă am fi în locul lor, că nu e așa de simplu. Dar ne îngrijorăm, deși când am venit aici la biserică și m-am așezat pe bancă, am băgat de seamă că cireșele erau tot în cireș și erau coapte. Aici în curte. Ați băgat de seamă? La vecinul. La vecinul, da. Dar ele nu știu de criză. Pe câmp am văzut că iarba e grâu, se apropie. Păsările zboară pe... nu vreau să spun că nu există probleme. Dar Biblia mai spune ceva. Nu vă îngrijorați. Oricât v-ați îngrijora,
nu puteți modifica procentul de 25% sau de 15% cu care o să fie tăiate veniturile. Un singur lucru le-a spus Mântuitorul. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu pare așa cumva abstract. Ia uite, Doamne, de asta avem noi nevoie să ne spui Tu că toată puterea ți-a fost dată în cer și pe pământ? Păi dacă ești Dumnezeu, sigur că ai toată puterea. Dar pe noi ne interesează altceva. Când o să întemeieze împărăția și cine o să fie acum în locul lui Iuda, că am rămas 11.